Going to be looking at the intricacies of flight. Ne vom uita la implicațiile zborului. And we're going to be considering why the intricacies of flight show biblical creation. Și vom lua în considerare faptul că felul în care toate implicațiile zborului ne dovedesc creația biblică. So how do you evolve a sophisticated flying machine? Deci cum faci să evolueze o mașinărie sofisticată de zbor? Is it evolutionary magic? Este o magie evoluționistă? Or is it brilliant engineering? Sau este o inginerie magnifică? These guys obviously got it wrong. Oamenii ăștia clar au înțeles greșit. Because they didn't understand that you needed to not just add feathers to your arms. Pentru că nu au înțeles că nu e suficient să adaugi doar niște pene pe aripi, pe mâini. And these guys cheated because they were using a lighter than aircraft. Și oamenii ăștia au trișat pentru că au folosit o navetă cu un gaz mai cald decât aerul, adică un balon cu aer cald. Well, that's fine if you want to build a balloon, but we're talking about building a heavier than air craft which flies. Este ok dacă vrei să construiești un balon, dar noi vorbim de construirea unei mașinării care e mai grea decât aerul și totuși zboară. Some basic aerodynamics. Niște noțiuni de bază de aerodinamică. The individual parts make no sense till they are all together. Fiecare parte individuală nu are niciun sens atâta vreme cât nu sunt asamblate la un loc. Nothing works unless everything works is a principle of irreducible complexity. Nimic nu funcționează dacă nu funcționează totul la un loc. Este un principiu al complexității nereductibile. Flying is not something you can just do by accident. Zborul nu e ceva ce poți face din accident. You might jump off a cliff. Poate că poți să sari de pe o stâncă. But that's not flying because you know what's going to happen. Dar asta nu înseamnă că zbor pentru că știi ce se va întâmpla. The Wright brothers, who famously built the first aeroplane which was controlled. Frații Wright care au construit primul avion care chiar a putut să zboare și să fie controlat. Did it by careful copying of birds. Au făcut-o copiind cu grijă, cu atenție păsările. And it's one of the first examples of what is called biomimetics. Și este primul exemplu din ceea ce se numește biomimetică. They copied what nature already had. Au copiat ceea ce natura avea deja. And appropriated it for engineering. Și au folosit-o pentru inginerie. They did this, of course, in the first flight in Kitty Hawk in North Carolina in 1903. Au făcut asta în nordul Carolinei în 1903. And in my country, the first person to cross the water between France and England. Și în țara mea, prima persoană care a trecut apa între Franța și Anglia. I have to admit, was a Frenchman, not an Englishman. Trebuie să recunosc că a fost un francez și nu un englez. Which is perhaps then trying to reverse the Napoleonic Wars. Și probabil că așa au încercat ei să schimbe rezultatul războaielor lui Napoleon. Now, you probably know that birds like eagles and other raptors have these little winglets at the end. Probabil că știți că unele păsări ca și șoimii sau alte păsări răpitoare au la capătul aripilor aceste ridicături. They are very important for reducing drag at low speed. Și sunt foarte importante pentru a reduce frecarea la viteză joasă mică. And aircraft have also been made with a similar capacity. Și avioanele au fost făcute cu o astfel de aparatură similară. Which came first? Care a fost prima dată? Well, it was the birds which had it first. Au fost păsările care au avut prima dată instalația asta. And the idea for winglets came from birds, not from engineers working it out initially on their own. Și ideea pentru aripioarele astea de la capete a venit de la păsări și nu de la ingineri care au avut ei singuri această idee. So now let's consider low speed and hovering.
Haideți să luăm în calcul viteze joase și plutire. There are actually some very complicated features which I just want to mention here. Există niște trăsături foarte complicate pe care vreau să le menționez aici. There are what's called alula feathers. Există aceste alule, niște pene, numite These așa. These are feathers which actually cause the air which was underneath the wing to actually be put above the wing. Acestea sunt niște pene care efectiv fac ca aerul care înainte a fost sub aripă să ajungă deasupra aripii. It is like forward flaps in an aircraft. Este ca și flapsurile din față la o navă, la o aeronavă. And it's used to spoil the upper flow when coming into land and the upper flow is actually controlled by these alula feathers. Sunt folosite pentru a modifica fluxul superior de deasupra aripii și practic este controlat acest flux superior de către penele alule. So the bird can actually can control its flight at low speed by this forward flap. Deci practic pasărea poate să-și controleze zborul la viteză joasă folosind acest flap anterior. There are many other features at low speed. Există și alte trăsături la viteze joase. You can see here that the Canada geese and here's a still of the albatross. Vedeți acolo gâsca canadiană și albatrosul? Have remarkable aerodynamic features. Au niște trăsături remarcabile de aerodinamică. For actually increasing the lift at low speed. Pentru a-și putea mări portanța la viteză joasă. And reducing the drag. Și să reducă frecarea. That's particularly true here of the albatross. În mod special aici la albatros. The wider the wingspan, cu cât este mai mare deschizătura aripilor, compared with the width, reduces the. În comparație cu lățimea, reduce. Reduces one of the types of drag that you get. Reduce unul din efectele frecării. So, let me ask the question again, which I asked at the beginning. Haideți să pun din nou întrebare pe care am pus-o și la început. Is it evolutionary magic or brilliant engineering? Este o magie evoluționară sau o inginerie magnifică? One of the best aerodynamicists was Theodor von Karman, who gave his name to the famous Karman Vortex Street. Theodor von Karman a fost unul dintre aerodinamiciștii eminenți care el a creat acest model de vortex. And he said engineers are different to scientists. El a spus că inginerii sunt diferiți de oameni de știință. He famously said scientists discover the world as it is. El chiar a spus că oamenii de știință descoperă lumea așa cum este ea. But engineers create the world that never has been. Dar inginerii creează acea lume care nu a fost niciodată înainte. It's one thing to describe the world that's already there. Este un lucru să descrii lumea care deja este acolo. It's quite another to work out how to make something which has never been made before. Și e foarte diferit să îți dai seama cum să faci ceva ce nu a mai fost făcut înainte. And he's really taking a little bit of a pot shot at those who simply describe things in biology. Și el chiar un pic își bate joc de cei care doar descriu lucruri în biologie. Or describe things in physics. Sau descriu lucruri în fizică. It's all very well to have your mind full of information. E foarte bine să ai mintea plină de informație. But the engineer actually converts that information with brilliant ideas to make something new. Dar inginerul chiar convertește acele idei cu niște acele informații cu niște idei foarte deștepte pentru a face lucruri noi. Like space shuttles that Terry showed yesterday. Cum sunt navele spațiale pe care vi le-a arătat Terry ieri. Or the wonderful phones that we have in our pockets. Sau telefoanele minunate pe care le avem în buzunare. These came from brilliant minds with brilliant engineering ideas. Acestea au venit din minți foarte deștepte cu niște idei deștepte de inginerie. And that requires a mind. Și pentru asta e nevoie de o minte. So we have marvelous examples of low speed. Deci avem exemple minunate de viteză joasă. Aerodynamics, and here is an example. Aerodinamică de viteză joasă. Of the red-tailed, the American. Kestrel, I should say. Și aici este un exemplu cu șoimul american.
which shows this alula feather that I was mentioning. Care arată această pană alulă de care vorbeam înainte. And you can also see here the red-tailed hawk with a similar alula feather. Și aici este șoimul cu coadă roșie cu o astfel de pană similară. So all those feathers have to be in the right place. Deci toate aceste pene trebuie să fie în locul potrivit. Here's another example of a bird which hovers. Aici este din nou un exemplu de pasăre care plutește. But not like the hummingbird which we'll consider in a moment. Dar nu la fel ca și nu știu cum îi zice o altă pasăre despre care vom vorbi imediat. This hovering kestrel hovers by flicking the end of its wings. Acest șoim plutește dând din capetele aripilor. And it balances itself against the air break of its tail feathers at the back. Și se echilibrează cu penele de la capătul cozii. And when you actually see a kestrel by the side of the road, și atunci când vezi un astfel de șoim la marginea drumului, even in a high wind, it can stay stationary with respect to the ground. Chiar dacă vântul bate tare, ea poate să stea pe loc în relativ de pământ. That is clever aerodynamics. Asta este aerodinamică foarte deșteaptă. But the ones which perhaps take the biscuit for actually hovering ability is the hummingbirds. Dar cel care este cel mai premiant în domeniul plutirii este pasărea colibri. These hummingbirds are able to perform aerobatics by moving the tips of their wings. Pasărea colibri poate să facă acrobație mișcând capetele aripilor. In a figure of eight motion. În forma literei 8. And they do this at roughly 50 to 60 times per second. Și fac chestia asta de vreo 50-60 de ori pe secundă. And they will sometimes beat their wings as many as 150 times per second. Și uneori își vor mișca aripile la o frecvență de 150 de ori pe secundă. Then they push their tongues out and get a sugar solution from plants. Și apoi își scot limba și sug un fel de soluție cu glucoză din plante. And that enables them to get what's called nectar, which is quick food, fast food, like McDonald's, into their bodies. Și astfel pot să-și introducă o mâncare foarte rapidă, ca și McDonald's, în trupurile lor. It's probably better than McDonald's. Probabil că e ceva mai bun decât McDonald's. And these birds are amazing acrobats. Și aceste păsări sunt niște acrobați incredibili. They can move up, down, backwards, forwards, any direction they wish. Pot să se miște sus, jos, înapoi, în față, în orice direcție vor ele. And this is all due to an amazing swivel joint that they have between the humerus bone and the shoulder. Și asta e totul e din cauza unei încheieturi între umăr și cot. And actually the radius and the ulna is what really is mainly doing that motion. Și de fapt sunt oasele antebrațului care fac acele mișcări. So the movement is so fast that it blurs and you cannot actually see it with the naked eye. De fapt mișcarea este așa de rapidă încât totul devine tulbure și nici măcar nu poți să vezi cu ochiul liber. Here's some visual demonstrations of this. Could we have the sound, aici, please? Aici este sound. O reprezentare vizuală a acestui lucru. You can see here the blurring of the wings. You cannot see it with the naked eye, but when you slow it down, aici poți să vezi că efectiv nu poți să vezi clar cum se mișcă aripile, dar dacă încetinești, you can see that figure of eight motion. Atunci poți să vezi acea mișcare în forma cifrei 8. They are nature's aerobats, acrobats. Acrobații naturii. And one of the pictures here really shows this figure of eight motion. Și una din imagini de aici chiar ne arată această mișcare în forma cifrei 8. On this blue-throated hummingbird. Pe această pasăre colibri cu gâtul albastru. So these birds show evidence of design. Deci aceste păsări ne arată dovadă a designului. If we just go back for a moment to that first picture. Dacă ne întoarcem un moment la prima imagine.
or rather I'll jump to this picture which perhaps shows it better. Mai bine voi sări la această imagine că se vede mai bine. You can actually see that there is another feature which is the tongue which comes out from the beak. Poți să vezi că mai este o trăsătură, limba care iese din cioc. About every 5 to 10 times per second. De fiecare dată la aproximativ de vreo 5 sau 10 ori pe secundă. So not only do they have the ability to hover. Deci nu doar că pot să plutească. They have the long beak and the tongue coming out. Ci au și un cioc lung din care iese limba. And the tongue has a double groove in it. Și limba are o crestătură dublă în ea. And they literally pour the McDonald's nectar down into their throats. Și efectiv își toarnă mâncarea rapidă de McDonald's în jos pe gât. Now if you were going for a coffee at McDonald's and you didn't have a cup, there would be no point, would there? Dacă te duci la McDonald's și n-ai avea o cană, n-ar avea niciun sens, da? You forget it. Because you've got to have the mechanism in order to get it into your body. Ai nevoie de mecanismul prin care să introduci lichidul în trupul tău. So supposing this little hummingbird had the beak, but its tongue was all back in its throat. Să presupunem că această pasăre colibri avea cioc, dar limba ar fi fost în spate, în gât. It'd be like going for a fast coffee without having the cup. Ar fi ca și cum te duce să bei o cafea fără să ai o cană. So there is a number of features which have to be right for hummingbirds. Deci sunt o grămadă de trăsături care trebuie să fie corecte pentru pasărea colibri. If it's going to come to a plant like that, dacă va veni la o astfel de plantă, it's got to have this long beak, trebuie să aibă acest cioc lung, the ability to hover, capacitatea de a pluti, and it's got to have this special tongue. Și trebuie să aibă această limbă specială. Suppose we had one evolutionary experiment. Să presupunem că avem un experiment evoluționist. Where it had got the ability to hover. Unde are capacitatea de a pluti. But it hadn't got the long tongue, or maybe it hadn't even got the beak. Dar nu are limba lungă și sau poate nici ciocul. That's going to be the end of that evolutionary experiment because the creature would die. Ar fi sfârșitul acestui experiment evoluționist pentru că vietatea ar muri, ființa ar muri. All the fast food is available, but it can't drink it and eat it. Toată mâncarea este la dispoziția ei, dar ea nu poate să mănânce. So another few hundred million years goes by. Deci trec încă 100 de milioane de ani. And the evolutionary magic gets going again. Și începe să funcționeze din nou magia evoluționistă, să presupunem. But this time, guys, we've got the long beak and the long tongue, but we haven't got the ability to hover. De data asta avem ciocul lung și limba lungă, dar nu avem capacitatea de a pluti. So we're all set to go, guys. Deci suntem din nou pregătiți să pornim. We come in at 30 miles an hour to the trumpet-like flower. Venim la 100 de kilometri pe oră către floarea în formă de trompetă. But we can't stop and we go straight through the other side. Dar nu putem să ne oprim și zburăm direct prin floare. So that's the end of that evolutionary experiment. Deci din nou s-a terminat experimentul evoluționist. But actually there's far more to it than that. De fapt sunt mult mai multe lucruri legate de aspectul ăsta. Hummingbirds, like all birds, have feathers. Colibrii, ca și orice alte păsări, au pene. And I put up a diagram there and you can see all the names, you can look at them if you want to work out them out. Am pus aici o diagramă, puteți să vedeți numele la fiecare dintre ele. But you probably heard of primary, secondary and tertiary feathers. Dar probabil că ați auzit despre penele primare, secundare și terțiare. But there are tail feathers. Dar sunt și pene pe coadă. Which are completely symmetrical. Care sunt complet simetrice. Then there are covert feathers. Apoi sunt pene acoperite. Everything, all the feathers have to be in exactly the right place if you're going to make a wing. Toate, fiecare pană trebuie să fie exact la locul ei dacă vrei să faci o aripă. And if you look at the cross section. Și dacă te uiți la o secțiune transversală. Of this wing, you'll find that această aripă, it is an aerofoil shape. Veți vedea că are o formă foarte aerodinamică. Now I asked the scientists to get real. Le-am zis oamenilor de știință să fie reali. To suggest that all that positioning of the feathers came about by a mutation. Și să mi explice cum toată poziționarea asta penelor s-a produs printr-o mutație. From some reptile which was gradually changing its scales. De la o reptilă care în mod progresiv și-a schimbat scales, I don't know the word. Solzi. So, to suggest that that was coming from some reptile scales. Și să sugereze că acestea au venit din niște solzi de reptilă. Is really just frankly absurd. It's not real science. E absurd, nu este o știință reală.
Because not only have you got to get the feathers, that's one thing. Pentru că nu doar trebuie să ai penele, asta e doar un lucru. But you've got to get the feathers in the right place. Dar trebuie să ai penele la locurile potrivite. So everything is telling you that these things are showing the evidence of design. Deci totul spune că aceste lucruri sunt dovezi ale designului. Let me just say that before I leave this matter of hummingbirds, haideți să vă mai spun aici înainte să trec la alt subiect de la comedii. I have one copy of this DVD, Refracted Glory. Am o copie a acestui DVD, Gloria Reflectată, care are pe ea niște persoane. Stuart Burgess, myself, David Menton, Ken Ham, Bertie Hodge. Stuart Burgess, eu, David Menton, Ken Ham, Buddy Hodge. And I've just got one copy with me, but if you'd like to buy this, you can have it for 30, whatever the money is. Am o singură copie, dar dacă vrei să bai, poți să ai la 30 de lei. This chapter already. He bought it. Okay, comparato a Don David. Okay, but so that gives you an idea as to the resources that we do have available, sadly, still in English. Dar totuși lucrul ăsta îți spune ceva despre resursele pe care le avem la dispoziția noastră, chiar dacă e în engleză. So we have other resources which are available, as Terry mentioned, on the Answers in Genesis website. Avem și alte resurse, așa cum a menționat și Terry, pe site-ul Answers in Genesis. Now, just a word about feathers. Acum doar un cuvânt despre pene. Feathers grow from a follicle. Penele cresc dintr-un folicul. They don't grow from the same position on the skin. Ele nu cresc din aceeași poziție de pe piele. So it is completely false to suggest. Deci este complet fals să sugerezi. That a reptile scale could actually fray, that means to go into little bits and become something which is going to be like a feather. Nu poți să sugerezi că un sos de reptil ar putea să se împartă în mai multe bucăți și să se transforme în ceva ca și o pană. Because actually the way a feather grows is a bit like, pentru că de fapt felul în care crește o pană este un pic ca și, it's a bit like the fabric round a big pen, ca și materialul din jurul unui pix, and the keratin which this sheath is made of, din care e făcut acest înveliș, gradually allows a feather to come down a tube, permite ca încet pana să vină printr-un tub. And the feather then grows out of this tube. Și apoi pana crește afară din acest tub. And the barbs of the feather are wrapped round that rachis, the main center part of the feather. Și aceste fire ale penei sunt prinse în jurul acestui băț pe care e pana. This diagram will just help you understand. Această diagramă te va ajuta să înțelegi. This feather is growing inside the sheath. Pana crește înăuntru acestui înveliș. And then actually expands out of the sheath. Și apoi se extinde în afara tubului. When my wife and I were looking in the garden at one point. La un moment dat eu și soția mea ne uitam în grădină. We found a bird which had fallen out of its nest. Am găsit o pasăre care a căzut din cuib. It was a pigeon. Era un porumbel. And the pigeon we called Humpty, after Humpty Dumpty. Am numit porumbelul Humpty după Humpty Dumpty. Sadly, it died because we couldn't really replace mother and dad for feeding it. Din păcate a murit pentru că n-am putut chiar să înlocuim mama ei ca să o hrănim. But we did notice that the early feathers were coming out of these tubes that I've just referred to. Dar am observat că penele creșteau din aceste tuburi la care am făcut referire. And it was wonderful to see these feathers beginning to grow. Și a fost minunat să vedem aceste pene cum începeau să crească. Now just supposing. Acum doar să presupunem. That some evolutionary mistake was going on. Că tocmai se întâmpla o greșeală evoluționistă. Can you suppose that a reptile scale made these little tubes down which these feathers were supposed to be coming out of? Poți să presupui cumva că un astfel de sos de reptilă a produs aceste tuburi din care să crească penele? Everything is telling you that's nonsense. Totul îți spune că n-are sens. It's telling you really that there is design. Îți spune că de fapt există un design.
Let me tell you something more. Why do feathers stay together? Să vă mai spun ceva. De ce stau la oaltă penele? You got here a secondary feather from a pigeon. Aici o pană secundară de la un porumbel. And why do the barbs of the feather stay together? Și de ce firele de la pană stau împreună? These are little barbules. Astea sunt niște firicele mai mici. Which you see only under the microscope. Pe care le poți vedea doar la microscop. These are the barbs which you can see with the naked eye. Acestea sunt firele pe care le poți vedea cu ochiul liber. Now we're looking at in between the barbs. Acum dacă ne uităm între ele. And there is an amazing lattice structure. Și există o structură incredibilă. The left-handed barbules going vertically. Firicele din stânga merg vertical. Have hooks on. Și acestea au niște cârlige la capete. And the right-handed barbules going horizontally. Și cele din dreapta care merg orizontal. Have ridges on. Au niște suprafețe dure. Like curtain rails. La fel ca și la perdele, aghețătoarele. So you've got here the left-handed barbules with hooks sliding over the curtain rails underneath. Deci le vezi pe cele din stânga care au cârlige ca și cum ar merge pe o bară pentru perdele. David Menton took a photograph some years ago which shows these hooks sliding over the ridges. David Menton a făcut cu câțiva ani în urmă această fotografie care arată cârligele cum merg peste aceste bare. Now what evolutionary magic? Remember there's no mind involved. Vă dați seama că doar prin magie evoluționistă, amintiți-vă că nu există niciun fel de minte implicată în evoluție. What evolutionary magic caused there to be left-handed ones? Ce fel de magie evoluționistă a făcut să existe aceste fire de stânga, stânga, with ridges, cu bare, and the right-handed ones to have hooks? Și cele din dreapta să aibă cârlige. There is no mind, remember. Nu există niciun fel de minte implicat în proces, amintiți-vă. So evolution cannot explain where the system came from. Deci evoluționismul nu poate explica de unde provine acest sistem. And that is the big problem with the engineering of evolution. Și asta este o problemă mare legată de ingineria evoluționismului. Scientific engineering requires systems. Ingineria științifică are nevoie de sisteme. It's not just the material. Nu e vorba doar de material. It's not just all the objects being there in the room. Nu e doar să existe în același loc toate obiectele necesare. You have to organize things. Trebuie să organizezi lucrurile. Where did that organizational ability come from? De unde a venit această abilitate de a organiza? What we're really talking about is information. Despre ce vorbim de fapt este informație. And information is not the same as matter and energy. Și informația nu este același lucru ca și materia sau energia. It's an organizing principle. Este un principiu de organizare. It's to do with, in these days of digital technology, it's to do with software. Și în zilele noastre de tehnologie digitală are de-a face cu software-ul. And that's exactly what we find in every cell of the human body and of birds. Și exact asta găsim în fiecare celulă a corpului uman și la păsări. Information written on the DNA. Informație scrisă în ADN. And that's what the biologists are refusing to really look at carefully. Și asta este lucrul la care biologii refuză să se uită cu atenție. They will describe it, but they won't talk about the principle of how it has come to be. Îți vor descrie ADN-ul, dar nu vor vorbi despre principiile care le-au adus în ființă. Because really, an engineer immediately sees systems. Pentru că un inginer imediat va observa aici sisteme. And systems don't come about by accident. Și sistemele nu se formează accidental. Actually, that's not all that you need with a feather. De fapt, astea nu sunt toate lucrurile de care ai nevoie pentru pene. If you've got a sliding joint, what do you need? Dacă if you sliding up there. Dacă if you have a sliding joint, what do you need? Ce este nevoie pentru alunecarea încheieturii? You need something. Anybody tell me? Ai nevoie de ceva. Poți să-mi spună cineva?
If you've got curtains sliding over curtain rails going back and forth all the time, it's going to create heat. How do you stop that? Dacă tot tragi într-o parte și în alta o perdea și se va freca pe bara de deasupra, se va crea căldură. Cum vei opri acest proces? What do you do? Ce faci? You need something. Ai nevoie de ceva. If you've got something which is rubbing against another thing, what do you need? Dacă ai ceva care tot se freacă de ceva, de ce ai nevoie? Who's going to tell me? Cine va spune? Oil, that's right. Ulei, ulei. Ulei, as it says here, you need oil. Ai nevoie de ulei. So I ask the question again, is it evolutionary magic? Deci pun din nou întrebarea, este o magie evoluționistă? Or is it brilliant engineering? Sau este o inginerie foarte deșteaptă? Feathers are no use without oil. Penele nu au niciun rost fără ulei. A bird gets its oil from an amazing place. O pasăre își ia uleiul dintr-un loc incredibil. Right at the back. Chiar of din, its spine at the base. De la baza coloanei vertebrale. Now please do an experiment with me. Turn your head 180 degrees. Faceți un experiment. Întoarceți-vă capul 180 de grade. And then place your mouth at the base of your spine. Și apoi puneți-vă gura la baza coloanei vertebrale. You can't do it. Nu puteți să faceți asta. And certainly early in the morning you can't do it. Most of us can't even move at all. Și cu atât mai mult dimineața de vreme nu puteți să faceți asta, unii dintre noi nu ne putem mișca deloc. But a bird does that easily. Dar o pasăre face asta cu ușurință. In fact, a bird on a tree roosting at night. De fapt, o pasăre pe un copac care stă și doarme. Has special muscles in its feet which automatically grip the twig. Are niște mușchi speciali în picioare care în mod automat se prind de creangă. And also it turns its head usually and lays it on its back. Și de asemenea își întoarce capul și îl pune pe spate. Here's another feature therefore which has to be there for feathers to work. Asta este din nou o trăsătură care trebuie să fie acolo pentru ca penele să funcționeze. It has to be able to get the oil from the base of its spine onto its beak and spread it over its feathers. Trebuie să aibă capacitatea să se întoarcă să-și ia uleiul de la baza coloanei vertebrale și să o întindă pe pene. If it didn't do that, dacă n-ar face asta, then the feathers wouldn't work after a few days. Atunci după câteva zile penele n-ar mai funcționa. So really we have here features which are clearly showing. Deci chiar sunt aici trăsături care arată foarte clar that a bird is marvelously designed. Că o pasăre este creată într-un mod minunat. Even if I were to accept the fossil record as being a long period of time. Chiar dacă ar fi să accept colecția de fosile ca fiind adunată peste foarte mult timp. And I personally of course do not. Și personal evident nu accept. I believe the fossils are primarily from the flood. Eu cred că colecția de fosile este în primul rând de la potop. That Dr. Mortensen talked about in the last talk. Despre care a vorbit doctorul Mortensen în prezentarea anterioară. But just supposing I did actually believe the fossil record was a record over millions of years. Dar haideți să presupunem că această colecție de fosile s-a adunat în milioane de ani. Let me have a look at some fossilized or hardened resin. Haideți să ne uităm la niște rășină fosilizată sau întărită. And this of course is amber, which it's called amber in English. I don't know what it's called in Romanian. Și asta, it's a jewel that's sometimes worn. Da, este chihlimbar, exact, chihlimbar. But it's really hardened resin which comes out of trees. Dar în realitate nu este o rocă, este rășină întărită care iese din pomi. Now, the evolutionist says it's 25 million years old. Evoluționiștii spun că are 25 de milioane de ani. But inside there is a feather which is no different to a modern feather. Dar înăuntru este o pană care nu este deloc diferită de o pană modernă. If you thought that was remarkable, Dr. Mortensen referred to Archaeopteryx yesterday. Dacă credeți că asta e ceva minunat, doctorul Mortensen a vorbit despre Archaeopteryx ieri. And look at this. This is a fossil of the feather from Archaeopteryx. Uitați-vă aici, asta este o fosilă de la o pană de la Archaeopteryx. You can see that it's asymmetric. Puteți să vedeți că este asimetrică. It's probably a secondary feather. Probabil că este o pană secundară. Close to the primaries, which are very curved. Apropiată de cele primare care sunt foarte îndoite. Of the Archaeopteryx. Ale păsării Archaeopteryx.
Everything is telling you it was just an ordinary bird. Totul îți spune că a fost pur și simplu o pasăre simplă, normală. The only differences were that it had teeth. Singura diferență este că avea dinți. Not unlike a bird today which has teeth. Nu e diferit de o pasăre din ziua de astăzi care are dinți. When it is young and it's coming out of the nest. Când este tânără și iese din cuib. It's a bird called Hesperonis, found in South America. Este o pasăre numită Hesperonis care se găsește în America de Sud. And it's also true that the Archaeopteryx had a rather small breastbone, but that doesn't mean it wasn't a bird. Și e drept că Archaeopteryx avea un os al pieptului foarte mic, dar asta nu înseamnă că nu era o pasăre. So let's have a look at some other fossils. Hai să ne uităm și la alte fosile. Here's a fossil from the Chinese. Aici este o fosilă din China. Which is called Confuciosornis. Numită Confuciosornis. Well, we don't have it today, but it shows every evidence that it was an extinct bird. Nu o avem astăzi, dar se vede că este o pasăre. You can see here these long tails like a bird of paradise today. Vedeți aici este o coadă lungă ca și la pasărea liră. How about this one, the Caudipteryx? Sau cum ce spune despre asta, numită Caudipteryx. Okay, we don't have it today. Din nou, nu avem în zilele noastre. But we have flightless birds today. Dar avem tot felul de păsări și în zilele noastre. Like the the emu is one. Ca și emu, de exemplu. And also the bird from New Zealand. Sau pasăre din Noua Zeelandă. The kiwi. So these birds we have today are the same in principle to this one. Aceste păsări pe care le avem în zilele noastre sunt în principiu asemănătoare cu asta. There are many things which are found in the Chinese fossils. Sunt multe lucruri care au fost găsite între fosilele din China. Some of which people try to argue are ancestors to birds. Și despre unele unii oameni au încercat să susțină că sunt strămoșii păsărilor. But equally well you can interpret them in a totally different way. Dar la fel de bine pot să le interpretez într-un mod complet diferit. That they are just simply birds we don't have today, but are similar to flightless birds that we have today. Că sunt pur și simplu păsări pe care nu le mai avem în zilele noastre, dar sunt foarte similare cu cele pe care le avem în zilele noastre. Very interesting in the Liaoning Shales in China. E foarte interesant că tot în China. You actually find other creatures which certainly aren't flying. Se pot găsi și alte creaturi care în mod sigur nu zboară. And they are recognizable as nobody would deny this, fish. Și pot să fie recunoscute așa cum nimeni nu ar putea nega, ca și pești. I have a book here which talks about a worldwide flood. Care vorbește despre un potop global. Do you think it might be relevant? Crezi că ar putea să fie relevant? Of course it's relevant. Sigur că da. In the process of the upheaval in the worldwide flood, în procesul care a fost la începutul potopului global, fish got buried, au fost îngropați și pești, and also some birds got buried. Și de asemenea câteva păsări au fost îngropate. Now there is one fossil which is claimed to be a real winner for evolution. Există o fosilă care se consideră că e chiar foarte importantă pentru evoluție. And this one is Microraptor gui. Și acesta este Microraptor gui. And it's claimed that this had four wings. Și se presupune că are patru aripi. And it's claimed that it had wings like that. Și s-a afirmat că aripile au fost în forma asta. But when you look at the fossil, and I've looked at the paper where the fossil is photographed. Și când te uiți la fosilă și te uiți la articolul în care apare fotografia păsării. When you look at this in detail. Și te uiți în detaliu. It's actually not at all obvious that it had wings at the back. Nu este deloc evident că avea aripi în capăt, because la picioare din spate. What you can see is that the wings which it did have, ceea ce poți să vezi este că aripile pe care le-a avut, are messed up with the back feet as well in the burial. Sunt cumva încurcate cu picioarele din spate în procesul îngropării. And I would suggest to you that the four wings is wishful thinking. Și eu sugerez că aripile din spate sunt doar o imaginație, doar o dorință. It is simply imagination. Este pur și simplu imaginație. Even if it were to have had four wings, chiar dacă ar fi avut patru aripi,
which I highly doubt, de care mă îndoiesc foarte tare, I suggest that really what it would be is just simply, it could have been a mutation. Sugerez că dacă era să fie, putea să fie pur și simplu o mutație. But actually, I don't think there is real evidence of those two wings at the back. Dar chiar nu cred că există vreo dovadă reală a celor aripi din spate. Interestingly, Richard Dawkins was once asked about where feathers come from. În mod interesant, Richard Dawkins a fost întrebat în legătură cu originea penelor. Now, I won't play you the video because obviously it's in English. Nu o să vă arăt videoul pentru că este în engleză. So turn the sound down, please. Turn it down. Sunetul. But I will just summarize one of the statements. Dar voi trece în revistă unele dintre afirmații. He was pressed by this person, Jonathan Miller. A fost întrebat de această persoană, Jonathan Miller. As to where precisely the feather came from. Că de unde anume vin penele. With all its amazing mechanisms that I've just described. Cu toate aceste mecanisme uluitoare pe care tocmai le-am descris. Jonathan Miller is no friend to my position. Jonathan Miller nu este un prieten de-al meu, and a poziției mele. Hardly with running a program called A Brief History of Disbelief. Și cu atât mai puțin având o emisiune numită O istorie sumară a necredinței. Well, eventually Dawkins was pressed into a corner. Dar până la urmă Dawkins a fost presat într-un colț. And he said, I suppose, Jonathan, that it's a matter of faith on my part. Zice că presupun, Jonathan, că este vorba de credință din partea mea. In other words, he was admitting he didn't know. În alte cuvinte, a recunoscut că habar n-are. And he was also redefining faith. Și de asemenea a redefinit credința. Because for him, faith, pentru că pentru el credința, is saying something happened when you had no evidence of it. Înseamnă să spui că ceva s-a întâmplat atunci când nu ai nicio dovadă. That's not the Christian definition of faith. Dar nu aceasta este definiția creștină a credinței. The Christian definition of faith, definiția creștină a credinței, is saying even though I don't have all the information, este să spui chiar dacă nu am toate informațiile, I have sufficient information to believe that this book is true. Am suficientă informație să cred că această carte este reală. It is not blind faith. Nu este o credință oarbă. Now there are other things with birds. Acum există și alte lucruri în legătură cu păsările. There is a remarkable bone and muscle structure. Este o structură remarcabilă de oase și mușchi. The bones of birds generally are hollow. Oasele păsărilor sunt în general goale. Whereas the bones of land creatures are not hollow. Pe când oasele creaturilor terestre nu sunt goale. So our bones are solid. Așa că oasele noastre sunt solide. But the bones of birds are hollow for lightness. Dar oasele păsărilor sunt goale ca să fie mai ușoare. And they need to be because birds, of course, their home is in the air. Și trebuie să fie așa pentru că evident casa păsărilor este în aer. But there is a special structure inside the hollow bones. Dar există o structură specială în interiorul oaselor goale. Which is called the Warren's truss arrangement. Care se numește aranjamentul Warren's truss. And this arrangement gives strength on a sideways bending movement. Și acest aranjament îi dă o tărie, o putere pentru mișcările laterale. There are a few exceptions. Există câteva excepții. Birds like the puffin in Alaska. O pasăre din Alaska. When I was in Alaska last year, I took this picture of a puffin trying to take off. Anul trecut când am fost în Alaska, am făcut această fotografie a unei egrete care încearcă să decoleze. Because it's not really built for fast takeoff. Pentru că nu e chiar construită pentru o decolare foarte rapidă. It is a diving bird. Este o pasăre care plonjează. So it needs some solid bones to give it weight. Deci are nevoie de niște oase solide ca să-i dea greutate. So although it can eventually fly as this one did. Deci chiar dacă cel din urmă poate să zboare ca și aceasta, a reușit să decoleze. Its home is more in the water. Ea locuiește mai mult în apă. Where it picks up loads of fish. Unde prinde o grămadă de pești. And there are other exceptions. You've got the loon bird in New York State and Canada. Și sunt și alte exemple, pasărea lu în
New York, în statul New York, în Canada. Which is another example of a diving bird. Care este un alt exemplu a unei păsări care plonjează. But 90% of the bird's bones will be hollow. Dar nu neapărat toate oasele păsărilor vor fi goale. Now let me tell you something utterly amazing about a way a bird flies. Să vă spun ceva chiar uluitor despre cum zboară o pasăre. In order for a bird to take off from ground, it must have two special muscles. Pentru ca o pasăre să decoleze de la sol are nevoie de doi mușchi speciali. It has one muscle which is similar to ours. Are un mușchi care este asemănător cu al nostru. Which is the pectoralis major muscle. Care este mușchiul pectoralis major. That you used to beat up your brother the other day when you got angry. Pe care l-ai folosit zilele trecute să-l bați pe frate tău când te-ai enervat. Or maybe you used it in forehand in tennis. Sau o folosești ca să lovești mingea în tenis. But it's rather difficult to do this motion. Dar e foarte dificil să faci această mișcare. We can train ourselves to do backhand in tennis. Putem să ne antrenăm să lovim invers cu dosul în tenis. We are using a muscle at the back which connects with our humerus. Folosim un mușchi din spate, de pe spate, care este conectat la umăr. But not so the bird. Dar nu e la fel la păsări. The bird lifts its wing. Dar păsărea își ridică aripa. With great ease. Cu foarte mare ușurință. Because it has a second muscle. Pentru că are un al doilea mușchi. Which is called the supracoracoideus muscle. Numit supracoracoideus deus. Which means it goes above the coracoid. This is the coracoid. Care înseamnă că merge deasupra coracoidului. And it has a ligament that goes round the back. Și are un ligament care merge prin spate. And connects to the humerus from the back. Și se conectează la umăr din spate. So please understand this. The ligament comes from here. Deci înțelegeți, ligamentul vine de aici, în jurul spatelui. And then comes to the front where the breastbone is. Și vine în spate, acolo unde este sternul. So when this supracoracoideus muscle pulls in. Deci atunci când acest mușchi supracoracoideus vine înapoi, se contractă, atunci aripa face așa. It's a very powerful muscle. Este un mușchi foarte puternic. So, if I now put this diagram up. Deci dacă vă arăt această diagramă. You can see here. Puteți vedea aici. The two muscles. Cei doi mușchi. The muscle pulling it down is that one. Mușchiul care trage în jos este acesta. The muscle pulling it up is the one underneath. Și cel care trage înapoi este cel de sus. Which is this muscle? Care este acest mușchi. Here it is again. Iată-l din nou. So here's the muscle pulling it up, right? Deci mușchiul care ridică. This one, okay? So the supracoracoideus muscle. Deci acest mușchi supracoracoideus. Is unique. Este unic. There is no reptile which has a supracoracoideus muscle. Nu există nicio reptilă care are un mușchi supracoracoideus. And yet evolutionists tell me that evolved. Și așa cum un evoluționist spune că asta a evoluat. And what's more, you've got to have a special shaped coracoid. Și ce mai mult de atât, ai nevoie de un coracoid cu o formă specială. Which is rather like the shoulder bone. Care e mai us. Mult ca un os al umărului la noi. And that bone's got to be specially shaped such that the ligament can be threaded through. Și acest os trebuie să aibă o formă specială în așa fel încât ligamentul să poată trece prin el. Of course, the evolutionist loves to draw his diagrams. Evident, la evoluționiști le place foarte mult să-și facă desenele. And he loves to draw the diagrams of dinosaurs, theropods. Și le place să facă desene după oasele dinozaurilor, a teropodilor. That means dinosaurs which walked on two legs like T-Rex. Asta înseamnă dinozaurii care umblau în două picioare ca și T-Rex. And he loves to draw these diagrams about how this shoulder system changed. Și le place să facă desene despre cum s-a schimbat coracoidul în timp. But which one of these bones is actually found in reality? Dar care dintre aceste oase se regăsește de adevăratele în realitate? Only two of them. Doar două dintre ele. And you could guess which two. Și poți să ghicești care. That one. Acela. And that one. Și acela. All the rest are in the imagination, in the heads of the people who drew it. Toate celelalte sunt doar imaginația din mințile oamenilor care le-au desenat. And if that isn't enough, how do birds breathe? Și dacă asta nu e suficient, cum respiră păsările? This blows your mind away when you realize how birds breathe.
Asta te dă pe spate în momentul în care realizezi cum respiră păsările. We have two lungs. Avem doi plămâni. And the lungs are like inverted trees. Și plămânii sunt ca și niște pomi inversați. With bronchial tubes. Cu bronhii, cu tuburi bronhii. Connected to alveoli, which are small little tubes. Care sunt conectate la alveole, care sunt ca niște tuburi mai mici. And these get smaller and smaller. Și devin tot mai mici și mai mici. And they bring the air to a stop. Și aerul se oprește. The oxygen goes into the blood. Oxigenul trece în sânge. Carbon dioxide comes it back into the lung. Iar dioxidul de carbon se întoarce în plămân. In the alveoli tubes. Și în alveole. And then the air is breathed out again. Și apoi aerul este expirat din nou. Not so a bird. Dar nu e la fel la păsări. A bird has the blood going in one direction. La păsări, sângele vine într-o direcție. And the air constantly going in another direction. Și aerul în mod constant merge în direcția opusă. And it does not stop. Și de fapt nu se oprește niciodată. It's a continuous flow mass exchanger. Este un schimb care se produce în timpul unui flux constant. This blows your mind away because this is not a simple system. Pentru că nu e un sistem simplu. This is a system which any engineer would be proud of to have made. Este un sistem de care oricare inginer ar fi fost mândru să-l fi inventat. Because the air as it comes in, pentru că aerul în momentul în care intră, is carrying oxygen. Și poartă oxigen. Carbon dioxide, I beg your pardon. Dioxid de carbon. And the blood then goes and carries that carbon dioxide away. Și sângele vine și duce de acolo dioxidul de carbon. But as the blood is coming in, it meets the air coming out. Dar în timp ce sângele intră, se întâlnește cu aerul care iese. Just a minute, I've got this. Yeah, that's right. Sorry, that I was right the first time. Da, de fapt aveam dreptate prima dată. That's carrying oxygen and the blood carries the oxygen. Deci acesta aduce oxigen și sângele duce oxigenul către inimă. And the air with carbon dioxide. Și aerul cu dioxid de carbon. Is picked up from the blood here and it's breathed out. E luat din sânge aici și e expirat. But now you ask, how does the bird actually get the air going in? The oxygen going in and the carbon dioxide going out. Dar cum întreb că cum face de fapt pasărea să intre oxigenul și să iasă dioxidul de carbon? We breathe in like this. I hope you're breathing. Noi, if you're not, you're dead. Noi inspirăm așa. Sper că inspir, că altfel ai fi mort. In which case you can't hear me, so just ignore it. Atunci nu mă poți auzi, deci right. Ignora. But you breathe in and you breathe out like that. Tu inspiri și expiri așa. Okay, so that's how we do it. Deci așa facem noi. Now it is possible we do accept that there is just a little bit of evidence. Deci e posibil și există un pic de dovezi, câteva dovezi. That there could be some alligators. Că ar putea exista niște aligatori. Which have the next system that I'm going to show you. Care au următorul sistem pe care vi-l voi arăta. Although the evidence is a bit uncertain at the moment. Deși dovezile sunt un pic neclare în momentul de față, nesigure. Birds certainly have this system. Dar păsările cu siguranță au acest sistem. The bird breathes in. Pasărea inspiră. The oxygen comes in and it does not immediately go to the lung. So it breathes. Oxigenul intră și nu intră imediat în plămân. And it goes to an air sac at the back. Deci inspiră și merge într-un rezervor de aer din capăt. Now it breathes out. Acum expiră. And it breathes out an earlier packet of air. Și de fapt expiră un o cantitate anterioară de aer. And the air that we're following goes through the lung. Și atunci aerul merge prin plămâni. Now it breathes in again. Acum inspiră din nou. And another packet of air goes to the back. Și vine o nouă cantitate de aer care merge în spate. And this packet of air moves to a front air sac. Și acesta merge într-un rezervor anterior. Now it breathes out a second time. Acum expiră a doua oară. And this packet of air comes out. Și este eliminat acest bagaj de aer, acest. So it's a circulatory breathing system. Deci practic este un sistem de respirație circulator. And it's a two-stroke breathing system. Și este de asemenea un sistem de respirație din două faze, din două lovituri. It breathes in.
Inspiră. Out. Afară. In. Înăuntru. Out. Afară. But all the time there is another packet of air following the one that we're talking about. Dar întotdeauna există o nouă cantitate de aer care urmează pe cea despre care tocmai vorbim. Now a reptile. La o reptilă. May possibly some. E posibil ca unele, ca și aligatorul. It has been suggested that some alligators have a similar system. S-a sugerat că unii aligatori ar avea un sistem asemănător. But here comes the big issue with the breathing. De aici apare o problemă mare cu respirația. All reptiles and mammals. Toate reptilele și mamiferele. Start their breathing by moving something. Respirația mișcând ceva. This is for birds. Asta este pentru păsări. But for reptiles and mammals, what do we move? Dar pentru reptile sau mamifere ce mișcăm? You don't realize you're moving it as you're breathing at the moment. If you're not breathing, by the way, you're dead, as I said. Nu-ți dai seama când respiri, dacă nu respiri, atunci înseamnă că ești mort. But what are you moving? Dar ce anume miști? You're actually moving the diaphragm. Îți miști diafragma. Now the diaphragm is a muscle which goes down and up at the base of the ventral cavity here. Diafragma este un mușchi care merge în sus și în jos la baza cavității toracice. But get this. Dar fii atent la asta. Birds don't have a diaphragm. Păsările nu au o diafragmă. Even if it were proven, chiar dacă s-ar dovedi, that alligators have this counterflow system of breathing, că aligatorii au acest sistem de respirație circulator. They definitely have a diaphragm. Ei cu siguranță au o diafragmă. But all birds don't have a diaphragm. Nici o pasăre nu are o diafragmă. This is how a bird causes its ventral cavity to lower the pressure and to breathe in. Așa fac păsările să își scadă presiunea din cavitatea toracică și să intre aerul. It moves its breastbone. Își mișcă sternul. It pushes the breastbone out. Împinge sternul în față. And in order to make sure that it doesn't break its ribs in the process. Și ca să se asigure că nu își rupe coastele în tot acest proces. The ribs are articulated. They are movable joints. Practic sunt aceste oase sunt articulate, au niște încheieturi care se pot mișca pe coaste. This is utterly incredible. E chiar incredibil. So you actually have here a system to make sure that the bones are moving with the breastbone. Deci există un sistem întreg care se asigură că de fapt toate oasele se mișcă împreună cu sternul. Now your ribs can move a little bit. Numai și coastele tale se pot mișca un pic. But they are not hinged. Dar nu au încheieturi. And neither are reptiles. Și nici la reptile. So, and yet people say that birds came from reptiles. Așa că oamenii nu pot să spună că păsările vin din reptile. Well, we could talk about migration. Am putea vorbi despre migrație. Somebody has once asked the question, why do birds fly south in winter? Unii au întrebat de ce zboară păsările spre sud iarna. The answer is because it's too far to walk. Răspunsul este că e prea departe să umble pe jos. There are some amazing migrations. Există niște migrații uluitoare. The Arctic tern, pescărușul arctic, flies to one pole and back again. Zboară la un pol și apoi la celălalt. The Pacific golden plover travels to Hawaii. Fluierarul auriu de Pacific zboară în Hawaii. And the amazing truth is that the parents go first. Și adevărul uluitor este că de fapt the parents go first. De fapt, papagalii merg primii. And leave the young ones who have never been there before. Și părinții merg înainte și conduc pe cei care nu au fost niciodată. To make the journey on their own. Să își facă propria lor călătorie. This is an amazing feat of migration. Aceasta este o trăsătură uluitoare a migrației. If you fly to Hawaii and you're a pilot, you need to know what you're doing. Dacă zbori în Hawaii și ești un părinte, trebuie să știi ce faci. Because if you don't find those islands, you're going to drop in the ocean. Pentru că dacă nu găsești acele insule, vei cădea în ocean. Possibly the one which really takes the prize. Probabil cea mai tare dintre astea. Is this particular bird? Este această pasăre. Which is the bar-tailed godwit?
care este Limosa laponica, which traveled 7,700 miles without stopping, care călătorește 7,700 de mile fără să se oprească, from Alaska to New Zealand, din Alaska până în Noua Zeelandă, and it took 6 days to do it, și face asta în doar 6 zile. A very biblical bird. Este o pasăre foarte biblică. You see, the Bible says, does the hawk fly by your wisdom? Vedeți că Biblia spune că oare prin priceperea ta își ia uliul zborul? And another verse says this. Și un alt verset spune asta. Have you an arm like God, or can you thunder with a voice like him? Ai tu un braț ca lui Dumnezeu și un glas de tunet ca al lui? Deck yourself now with majesty and excellency. Îmbracă-te cu glorie și slavă. And array yourself with glory and beauty. Îmbracă-te în glorie și slavă. You see, everything is telling us that God has not only made these amazing systems. Vezi că toate lucrurile astea ne spun că Dumnezeu nu doar că a făcut aceste sisteme minunate, but that he's made added beauty and glory in the process. Ci a adăugat și glorie și frumusețe în acest proces. Time won't permit me to talk about insects. Timpul nu-mi permite să vorbesc și despre insecte. But those insects also show great glory to God. Dar acele insecte arată la fel gloria lui Dumnezeu. The Bible says that all living creatures, Biblia spune că toate ființele vii, which fly, were made on day 5. Care zboară, au fost făcute în ziua a cincea. So the Bible is saying to us, deci Biblia ne spune, that everything was made, că totul a fost făcut, in one day, which într-o singură zi. Also, of course, tot ce zboară. The swimming creatures as well. Și de asemenea și toate ființele care notă. The Bible is clear. Biblia e clară. And the science shows și știința confirmă designul. So, what then is really, atunci, the conclusion? Care este cu adevărat concluzia? Are we dealing with brilliant engineering? I suggest we are. Avem de-a face cu o inginerie fantastică? Eu sugerez că da. And it shows that it's by a brilliant engineer. Și arată că printr-un de către un inginer minunat sau foarte deștept. John 1 says without him was not anything made that was made. Ioan 1 spune că fără el nimic din ce a fost făcut nu a fost făcut. I didn't have time to tell you about dragonflies. Maybe nu another time I'll do that. Nu pot să vă spun despre libelule, poate cu altă ocazie o să vă spun. They are also marvelous flyers. Și ele sunt minunate zburătoare. Romans 1 verse 20 says. Roman 1 cu 20 spune. That the invisible things of God are clearly seen. Însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu sunt văzute clar. Being understood. Fiind, sunt înțelese that are made, din lucrurile care au fost create. Even his eternal power, chiar și puterea lui eternă și dumnezeirea lui. And then it says that they are without excuse. Și apoi spune că ei să fie fără scuză. When it comes to the last day of judgment, când se ajunge la ultima zi a judecății, God may not necessarily say, have you believed my book, the Bible? Dumnezeu nu neapărat îți va spune, ai crezut cartea mea, Biblia? He would say, el va spune, did you not do your science properly? Nu ți-ai făcut orele de știință cum trebuie? Did you not consider the things that I made? Nu te-ai uitat la lucrurile pe care le-am făcut? And Psalm 145 says, și Psalmul 144 spune 145 cu 10. All your works shall praise you, O Lord. Toate lucrările tale te vor lăuda, Doamne. And your saints shall bless you. Și sfinții tăi te vor binecuvânta. And as we considered yesterday. Și așa cum am luat în considerare ieri. Colossians 1 says. Coloseni 1 spune. By him were all things created. Prin el au fost făcute toate lucrurile. In heaven care sunt and în ceruri și pe pământ. Really, flights in particular. Chiar zborul în mod special. Is glory. Este glorie to the Lord pentru who has made everything. Care Amen. A făcut toate. Amen.